Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi voi încerca un test nou, voi filma cu alt telefon. A trebuit să plec și cu ultima abonament de la Vodafone, m-am portat cu toate la Orange și cu această ocazie am primit și un nou telefon și încerc să filmez cu el să vedem ce iese. Dar hai să trecem peste asta, să vorbim despre bormașina de la Parkside. Ce scrie pe cutie? Avem cu 50% mai multă putere în echipul față de generația precedentă, cea verde, de 10 ori mai lungă durata de viață a motorului și cu 40% viteză mai mare la găurire, cu până la 40%. Avem 60 de Nm în treapta 1 de la 0 la 500 de rotații, în treapta 2 de la 0 la 2000. 21 de setări pentru înșurubare. Și mandrina ține de la 1,5 până la 13 mm. Poți să găurești în lemn 38 de mm și în metal până la 13 mm. Mai avem o chestie. Aici scrie foarte clar că ea cred că va atinge și cei 60 de Nm cu un acumulator de 2 A. De obicei, la sculele care sunt mai puternice, Parkside recomandă să folosiți 4 A, nu 2. Eu am unul singur de 2 A și aproape că este nou. De obicei am unul de 4 în bormașină. Chiar dacă este o greutate mai mare, nu mă deranjează. Cutiile astea se pare că se vând acum pe OLX la 50 de lei bucata și eu am peste 10. Deci, practic, aș putea să mai am eu aproape două scule cu banii ăia. Da, ci că se vând pentru garanție. Deci dacă le cumpărați, țineți și cutia, se pare că aveți nevoie de ea la garanție. Cam așa vine, cutiile le știți toți, seamănă ca orice altă cutie, numai mărimile de fiară. Nu m-am uitat dacă este mai mică sau mai mare, dar cred că este puțin mai mare față de cea de la cea cu impact. Așa vine bormașina și în primul rând vreau să vă arăt ceva. Dacă îi bagi un acumulator de 4 A, da, scuze, mi-e greu cutia acolo. O poți așeza frumos aici. Văd că parcă mai este un loc și de 2, una de 2 amperi, încă una de 4. Aici rămâne locul pentru acea cutie care de la Parkside, care se poate băga și ea acolo. O cutie cu bituri pe care eu nu am, din păcate. Se bagă și cablu. Cred că era invers. Cred că așa. Și acum să văd dacă se închide și cutia. Da, cutia se închide fără probleme. Mai că mie puțin incomod. Deci se poate căra așa. Ai 10 amperi cu tine. Practic aproape este imposibil să termini 10 amperi într-o singură zi la o bormașină. Ele fiind un consumator foarte mic de curent față de celelalte scule, vreau să zic. Deci e aceeași chestie ca și la cea neagră, totuși să dau cutia la o parte ca să putem. Mai este manualul de instrucțiuni, dar nu cred că este cineva care îl citește acolo. Și să ne uităm mai atent la ea. În primul rând, ce mi-a plăcut foarte mult este cum au dus această prindere de la cataramă, au dus-o în față special ca să balanceze cât mai bine scula. În al doilea rând, mi-a plăcut că este foarte practică. Deci cu ea poți să deschizi bere. Asta este un desfăcător de bere aici. La mine nu este cazul, v-am zis, eu mă descurc și fără, dar poate sunt mulți care adoră funcția asta. E bine că este acolo. Mi-a plăcut iarăși foarte mult că au schimbat sigla aici pe spate. Dacă ne uităm la cea de la Performance, cea de 12V, mă scuzați, cam așa arată. Vouă care vă place mai mult? Eu cred că asta de aici. Și la șurubelnița cu impact este la fel ca asta. Nu este că... Ce mă deranjează este că o vezi toată ziua. Deci fiind în spatele ei, o vezi. Și te uiți și zici, mă, de ce n-au făcut ceva acolo să arate mai frumos? Se pare că cineva ascultă și această schimbare s-a făcut. Văd aici ceva și cred, stați să vedem că am un bit aici lângă mine. Cred că acesta este pentru a prinde un bit. Și am avut dreptate. Aici se poate prinde un bit. Stă destul de bine acolo. Da, nu știu dacă eu l-aș folosi. Probabil îl pierzi la prima urcare pe scară sau pe undeva. Dar este bine că este acolo pentru cine vrea să-l folosească, poate dacă lucrează pe undeva pe jos.
Eu cum le folosesc mai mult în construcții, aș risca foarte rapid să-l pierd. La fel ca toate butonul de înainte-înapoi, trăgaci cu viteză variabilă care este foarte senzitiv, pleacă extrem de încet. Haideți să-i dau drumul să vedeți. Da, e blocată scula. Uitați cât de încet. Uitați cât de încet merge. Da, cele 21 de trepte pentru înșurubare sunt aici. Nici acea funcție nu o folosesc și pentru găurire. Eu de obicei merg pe găurire tot timpul și totul o fac din mână. După ce baci sute de mii de șuruburi, crede-mă, îți formezi și ochiul și mâna și știi cât să te duci. Plus că nu este lucru de precizie când lucrez la case de lemn să trebuiască să fie chestie de precizie. Dacă ar fi de precizie, probabil aș folosi eu mai mult pe aceasta de 12V. Cam asta este despre sculă. Ba da, am mai găsit ceva interesant. Acel vârf de aici se învârte separat față de bormașină. Uitați-o să-l țin puternic. Deci dacă folosiți la mobilă, ceea ce nu aș recomanda, probabil ar fi mai bună decât una ca asta, pentru că uitați cum arată deja capul ei, am atins-o de suprafețele pe care lucrăm și n-ar fi o problemă că s-a dus acolo puțină vopsea, dar gândește dacă ești la un client și îi distrugi mobila. Deci asta e o funcție pe care mulți ar trebui să o bage și văd că nu o fac. Nu știu dacă v-am zis, dar mandrina este metalică, la fel ca cea de la Parkside. Cea de 12V, vedeți, este puțin de tot mai mare, logic, și mult mai puternică, dublu puterea față de cea precedentă. Ce mai are? Are mandrină cu clichet și blocare. Acum ea este blocată, dacă strângi un burghiu, cu garanție nu-ți va mai ieși de acolo. Cam astea sunt. Stai să vedem și greutatea. Sau haideți să ne mai uităm puțin la o chestie. Să luăm cobaltul, să vă faceți o idee de diferențe. Deci nu este foarte, foarte mică. Este cât cobaltul? Aproape aceeași mărime. Da. Chiar, chiar puțin. Nu. Aproximativ sunt la fel greu de văzut la ochi. Mai ales când te uiți prin în cameră. Da, cobaltul este mult mai gras, dar și diferențele de putere sunt total diferite. Aici avem 60 față de 130 de Nm. Pe asta nici nu pot să o car fiecare zi la muncă, pentru că de obicei o iau numai că știu că am nevoie de artileria grea. Dacă o pun lângă DeWalt, clar, este mult mai mică față de DeWalt. Asta este un DC771, este un DeWalt puțin cel mai vechi, dar care încă își face treaba. Nu este una dintre favoritele mele și dacă o pun față de Ryobi, deja sunt niște diferențe de la pământ la cer. Haideți să vedem rapid și greutatea. Voi testa și vom vedea greutatea cu acumulator cu tot, pentru că nu-i văd rostul să o punem fără, pentru că de obicei, când o iei la muncă și o ții cu acumulator când muncești, 1 kg 845 de grame. Dacă iau și pe cea mică, wow, are dublu ca greutate față de cea de 12V. Bine, nu mai zic dacă pun cobaltul cu 4A, că 2 kg 200 și DeWalt-ul 1 kg 600. Ryobi, cred că le întrece pe toate. Nu. 2 kg 100 și culmea dentate care vi le-am arătat aici, asta este cea mai proastă. Ce o să fac acum? O să punem o pauză să-mi aranjez un lemn aici și să facem un test. Eu am pus un acumulator de 4A și să începem cu câteva teste. Vom începe ușor așa. Am 5x50 de milimetri. Numai că astea sunt pe Z-uri și eu am pH, așa că sper că nu o să fie probleme. Să
Se pare că sunt în treapta întâia, o să schimb în treapta a doua și mergem cu treapta a doua. No, astea sunt jucării pentru el. Pentru ea de altfel. Nici nu le simte. Ăsta este de 75 cu 4. Acele negrese. No, deci am început să mă enerveze șuruburile astea. Dar nu este nicio problemă, le duce fără probleme, să încercăm totuși ceva mai greu. De data asta am aici 6 cu 60, treapta a doua. Deci n-a reușit. Haideți să vedem, poate este ceva nasol cu lemnul, să mai încercăm unul. Aceeași problemă, nu reușește să le bage decât 55 de milimetri, dar mult pe treapta întâia și le spulberă. Pur și simplu nu le simte. Hai să le scot pe treapta a doua să vedem dacă poate. Da. De scos se pare că le poate fără probleme. Mai am aici... Nu mai văd capul. Am găsit. 30 de centimetri sau 300 de milimetri cu 7,5. Sunt curios dacă îl duce. Sunt în treapta a doua. Și o să-l băgăm de aici ca să-l vedeți și voi. Deci nu mai vrea, sunt în treapta a doua, a intrat protecția de foarte multe ori, adică de foarte multe ori, de două ori am simțit eu că mi-a intrat, nu prea în poziție. Și ce vreau să fac, vreau să mai încercăm o dată totuși. Greșeala am lăsat în treapta întâia, voi da afară. Vreau să mut înapoi în treapta a doua, să mai încercăm o dată în treapta a doua. A intrat protecția încă o dată. Dar l-a dus până la sfârșit. Deci dacă îl duce în treapta a doua, vita mai șurubul, n-ar trebui să fie probleme. Mai că este cam incomod pentru mine să filmez din poziția asta. Haideți să-l dau și afară. Da. Ce nu înțelegeți mulți dintre voi, că la mine e o harababură aici. Eu tot cumpăr scule și nici nu mai am unde să le mai pun. Neapărat trebuie să-mi fac un loc de depozitare mult mai îngrijit. Mai am bulanul ăsta, parcă așa le zice, de 18 cm. Vom încerca și cu acesta să vedem dacă reușește să-l ducă. Vedeți? 18 cm. Să-i dăm drumul. Începem cu treapta a doua. Cu siguranță nu îl va duce foarte departe. Da, aproximativ un centimetru. Mut treapta. Și... Asta este maxim ce poate. Totuși, acum observ atent că aici am și un nod. Probabil ar trebui să-l scot afară și să... În treapta întâia nu contează, sunt sigur că nu-l duce, dar încercăm în altă parte, poate trecem de acel nod.
10 cm are tot șurubul și eu l-am băgat 9. Deci 9 cm a intrat. Cam asta este ce poate această bormașină. Oricum, pentru aceste șuruburi eu recomand să se facă o pregăurire înainte sau se folosească o șurubelniță cu impact. Tare curios aș fi dacă acel cobalt poate să ducă, numai că sunt prea obosit să mă duc după mâner, pentru că nu vreau să fac acest test fără mâner. Asta este pentru ziua de astăzi. Dacă aveți o întrebare, lăsați-o jos în comentarii. Voi încerca să vă răspund dacă pot și știu, bineînțeles. Vă doresc o seară plăcută și la revedere!